seară să începem prin a asculta un material audio făcut de fratele Dan Bercea la Biserica Harul din Zalău, în care ne vorbește despre generația nu a noastră care apune, ci cea care vine, a copiilor. Și titlul materialului este Biserica nu și-a luat bacaloriatul. Și spune în materialul prezentat fratele Bercean că cu un singur lucru ne puteam lăuda și noi în Occident. Copiii noștri erau buni la învățătură. Se remarcau. Mergeau acolo și prin asta se remarcau, învățau foarte repede limba și se evidențiau în privința aceasta. Dar după Revoluție, încet, încet, lucrurile s-au schimbat și generația care promovează bacaloriatul în ultimii, 10 ani, e de 40%. Tot mai mulți parcă nu mai învață și se întâmplă tot felul de astfel de lucruri în generația care urmează, care vine. Nu știu de ce s-a prins și pe mâine acestea, dar ele s-au aprins. Revenim la pasajul nostru care vreau din nou să-l recitesc. Și așa cum stați, dacă aveți Scriptura, vă rog să o luați. Să ascultăm din nou cuvântul pentru seara aceasta, unde Sfântul Apostol Pavel spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Studiem Cartea Efeseni și am ajuns la capitolul 6, ultimul capitol din această carte. Am văzut în această carte cum Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos, în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât înainte de întemeierea lumii toate aceste lucruri, să vină pe pământ, să se întrupeze și să își câștige un popor, o nouă societate numită Biserica. Această nouă societate, această biserică, are noi standarde. Biserica este una și este sfântă, este pură. Pe lângă faptul că biserica are noi standarde, biserica are și noi relații. Și din capitolul 5, de la versetul 21, apostolul se referă la aceste noi relații. Și cred că este de maximă importanță și este nevoie de educație clară, ținând cont de contextul în care ne aflăm noi, în ceea ce privește relațiile dintre noi. Domnul nostru Hristos a murit ca să ne răscumpere și să îndepărteze vărășmășia dintre noi și Dumnezeu, relația noastră pe verticală. Dar în același timp, El a murit ca să îndepărteze și vărășmășia dintre noi și aproapele nostru, relația pe orizontală. Și apostolul începe cu familia, cu căminul, și vorbește despre responsabilitățile soților și soțiilor. Și acum, în capitolul 6, vorbește despre responsabilitățile părinților și a copiilor. Și înainte de a intra în subiect, aș vrea să fac o mică observație. Ținând cont de faptul că paragraful acesta se adresează soților și soțiilor, părinților și copiilor, adică se adresează ambelor sexe și se adresează la toate nivelele de vârstă,
și la copii și la părinți, Sfântul Apostol Pavel avea dorința sau pretenția ca toți să fie în biserică. Și cred că această dorință o are și Dumnezeu. Atât soții, cât și soțiile, părinții, cât și copiii, să vină la închinarea publică, să se închine lui Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu și în același timp să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un cuvânt de spus și la copii și la părinți. Are un cuvânt de spus și la soți și la soții. Are un cuvânt de spus și mie, și ție, și dumneatale. Dumnezeu are ceva să spună, dar dacă lipsești, dacă nu ești aici, dacă scaunul pe care ar trebui este gol, cui să vorbească Dumnezeu? La scaune? Dumnezeu ne vorbește nouă și El vrea să-ți vorbească, dacă are cui. Dacă stai acasă, dacă spui că și copilul are teme, acum nu trebuie să vină la adunare. Lasă să-și facă temele. El își face temele, dar relația cu Dumnezeu, dar învățătura care vine din cuvântul lui Dumnezeu, o pierde. Și mai important, nu că nu trebuie să-și facă temele, dar trebuie făcută ordine în priorități. Mai important e Dumnezeu și apoi temele. Dacă dumneatale ai altă ocupație, și dați-mi voie să vă spun, nu ca să mustru, dar ca să motivez și să conștientizez faptul că trăim aceste vremuri, când am văzut că mulți frați de-ai noștri, surori de-ale noastre, mulți pocăiți, mulți membri din biserică, au ca și prioritate nevoile lor personale, au ca și prioritate confortul lor, au ca și prioritate faptul că vor să trăiască mai bine. Și eu nu zic că e rău să trăiești bine, să trăiești cât de bine poți. Dar în același timp, nu trebuie să schimbăm prioritățile. Înainte trebuie să fie Dumnezeu. Amin. Înainte trebuie să fie lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Și apoi eu, și nevoile mele, și ale familiei mele. Dumnezeu, când vorbește, are pretenția asta. Să vorbească unor oameni, nu la bănci și nici la pereți. Și dacă se închid biserici, dacă se pun lacăte pe biserici, asta e o mare durere pentru Dumnezeu. Și un mare creștin pentru cel rău. Dar noi să avem urechi, să auzim. Dacă Apostolul Pavel vorbește și copiilor, el vroia ca copiii să fie la închinare. Dacă vorbește părinților și soților și soțiilor, nu că soția trebuie să stea la bucătărie, trebuie să vină la adunare, să stea la bucătărie când trebuie să stea la bucătărie. Dar când trebuie să vină la adunare, să vină la adunare. Ca Dumnezeu să-i vorbească. Aceasta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne vorbească. Vedem că copiii sunt incluși. Nu sunt excluși. Și lucrul acesta ne motivează să acordăm atenție copiilor noștri. Însuși Mântuitorul Hristos spunea în Marcu, capitolul 10, versetul 14, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu e a celor ca ei. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel, își face timp pentru copii. Și de data aceasta, aș vrea ca să începem să vorbim despre datoria copiilor. Și spune aici Apostolul Pavel, în primele trei versete, ce datorie au copiii. Păi noi spunem, păi ce datorie să aibă? Păi ei sunt mici săraci. Păi chiar dacă sunt mici, au o datorie, au o responsabilitate. Dacă am vorbit de responsabilitatea soțiilor și a soților, acum Apostolul Pavel vorbește de responsabilitatea copiilor și apoi de responsabilitatea părinților. Au și ei o responsabilitate. Și aici Apostolul Pavel le spune copiilor, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tip poruncă însoțită de o păgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Copiii trebuie să își asculte părinții.
Apostolul Pavel nu face această afirmație cu ușurință. Nu vorbește de dragul de a vorbi. El clădește această învățătură pe anumite argumente. Și e foarte important că atunci când faci o afirmație să aibă susținere. Susținerea acestei afirmații, Apostolul Pavel o are clădită pe trei argumente. În primul rând, pe un argument natural. Apoi, al doilea argument, care îl aduce Pavel în sprijinul acestei afirmații ca copiii să își asculte părinții, este legea, legea lui Dumnezeu. Și al treilea argument este Evanghelia. Primul argument, argumentul natural. El spune aici, copii, ascultați de părinții voștri că este drept. E drept ca să asculte părinte. Așa spune Apostolul Pavel. Și lucrul acesta nu depinde de o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Face parte din legea naturală, scrisă în inimile oamenilor. Apostolul Pavel vorbește în Roman 2, capitolul 14, capitolul 2, versetul 14 și versetul 15, că neamurile, măcar că n-au lege, ăștia n-au legea lui Dumnezeu, n-au avut parte de revelația lui Dumnezeu pe muntele Sinai, n-au avut decalogul, n-au avut Tora, n-au avut nimic. Dar spune că fac din fire lucrurile legii. Există o lege a firii. Apostolul Pavel spune că nu vă învață și firea pe voi, bărbaților, să vă tungeți părul, nu vă învață. Păi firea vă învață. Nu e nevoie de o revelație specială din partea lui Dumnezeu. E un lucru natural, un lucru normal. Ești bărbat, să nu umbli cu plete. Lasă femeile să aibă coadă la păr. Tu ca și bărbat, tunde-te. E un lucru al firii. Dar îmi spune, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Versetul 15. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurilor lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Nu vorbim neapărat când spunem că copiii trebuie să își asculte părinții de o etică creștină. Pentru că moraliștii păgâni, greci și romani, învățau același lucru. Spuneau că este normal ca și copil să îți asculți și să îți respecti părintele. Filozofii stoici vedeau ca un lucru cerut de rațiune. Spuneau că e în natura lucrurilor ca un copil să-și asculte părintele. Așa e normal. Chiar și confesiunile păgâne, Confucius, avea aceeași învățătură. Spunea, e normal, e firesc ca și un copil să-și asculte părintele. Iar popoarele care au îmbrățișat această învățătură și peste secole se vede influența. Influența aceasta e sacru, e sfânt pentru poporul chinez, pentru poporul corean, pentru poporul japonez. Influența aceasta lui Confucius peste secole încă se vede. E normal, e firesc ca un copil să își asculte părintele. Autoritatea părintească e indispensabilă unei societăți stabile. Și tocmai de aceea Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre vremurile din urmă, când societatea o ia razna, spune că copiii nu își mai ascultă părinții. În Romani, capitolul 1, versetul 28, până la versetul 30, unde Apostolul Pavel spune despre oamenii căzuți, care Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor blestemată să facă lucrurile neîngăduite, de versetul următor, spune, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclănie, lăcomie, răutate, plini de pismă, ucidere, de ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăutăroși, născocitori de rele, neascultători
de părinți, oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu, oamenii care au întors spatele lui Dumnezeu, oamenii care, pe care Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor blestemată să facă tot felul de lucruri neîngăduite, oamenii aceștia nu sunt caracterizați ca oameni morali, ci ca imorali. Nu sunt caracterizați ca oameni care merg pe un drum natural, firesc, ci ca oameni care tocmai invers, merg pe invers, se promovează, se dezbate acum pe toate canalele mass media despre căsătorile homosexuale, pentru că nu știu, ieri, alaltă ieri, a trebuit să decidă Curtea Constituțională dacă se aprobă e căsătoria a unui român ca unui olandez și vor să fie legiferată căsătoria gay. Și a fost o înfățișare, s-a amânat, acum a fost a doua înfățișare, s-a amânat pentru luna viitoare. Și se dezbate, se fac atâtea dezbateri publice, pro și contra. Dar societatea o ia pe invers. Nu mai se merge într-un ritm normal în aceste vremuri din urmă. Dar Apostolul Pavel, din nou, în 2 Timotei, capitolul 3, primele versete, spune să știi că în zilele din urmă, cum vor fi vremurile? Grele, nu vor fi ușoare. Dar de ce vor fi vremurile grele? Că va fi foamete? Nu. Că nu vom avea ce să mâncăm? Nu. Că nu vom avea ce să ne îmbrăcăm? Nu. Că nu vom mai avea casă? Nu. Dar de ce? Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăutăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți. De aceea vor fi vremurile grele. Ascultarea copiilor face parte din legea naturală. Așa e normal, așa e natural, așa e firesc ca un copil să își asculte părintele. Apoi, un al doilea argument, legea revelată pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Spune aici, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din timp poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit. Și să trăiești vreme, să trăiești multă vreme pe pământ. Exod, capitolul 20, versetul 12, de Dumnezeu vorbește, spune a cincea poruncă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este reluată de Moise, porunca aceasta în Deuteronom, capitolul 5, versetul 16. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. E porunca lui Dumnezeu, face parte din Decalog, e legea lui Dumnezeu, a cincea poruncă și prima poruncă în ceea ce privește relațiile dintre oameni, relațiile acestea pe orizontală, autoritatea, respectul față de părinți, este delegată în mod divin. Din nou, Dumnezeu vorbește în Levitic, capitolul 19, primele versete, spune, Domnul a vorbit lui Moise, deci nu omul, Domnul, ci ce i-a spus? Vorbește întregii adunării a copilor lui Israel și spune-le. Ce să le spună? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Cum se exprimă această sfințenie? Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păziți sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Așa îl cinstești pe Dumnezeu. De aceea pedeapsa e extrem de severă pentru cel care este incorigibil vis-a-vis de părinte. Levitic 20, versetul 9, spune Dumnezeu, dacă un om oarecare blastă pe tatăl său, pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Deuteronom 21, de la versetul 18, spune același lucru. Dar apostolul nu merge neapărat și aduce în atenția bisericii din Efeseni amenințarea, ci el vorbește despre făgăduință și spune ca să fii fericit pe pământ. Aduce în atenție binecuvântarea ascultării de Dumnezeu, ascultând de părinte, să fii fericit pe pământ. Pentru că acum vorbim despre Biserica Universală,
Când Dumnezeu vorbea poporul evreu, spune să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Era vorba de țara Canaan. Dar acum e vorba de cel care se întoarce la Dumnezeu, cel care face parte din biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Două întrebări. Prima. Este porunca aceasta necondiționată? Ascultarea este absolută? Chiar dacă părinții nu sunt creștini? Dacă un copil vrea să se boteze, a ajuns la vârsta când poate să facă lucrul acesta și maică sau taică-sul nu vrea să lase, trebuie să asculte? Dacă un părinte spune copilului, auzi, du-te, vezi acolo, fură cu tare lucru, sau spune o minciună, du-te, spune la cutare că și îi spune să nu spună un lucru adevărat. Matei, capitolul 10, de la versetul 34 până la versetul 39, Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre aceste lucruri și îl rămurește. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabia, căci am venit să desprat pe fiul de tatăl său și pe fiică de maică sa, pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Atunci când părintele intră în conflict cu Dumnezeu, și am avut un astfel de caz, când a venit o fată, deși era destul de major, avea 21 sau 22 de ani, câți ani avea, era la facultate, a vrut să se pocăiască, au venit părinții aici, au făcut scandale, au adus poliția. Ce trebuie să facă? Cine iubește pe mamă, după aia când au văzut părinții, stai că nu merge cu amenințările, hai că o luăm și o ducem la cofetărie, o luăm pe fata noastră ușor. Și au luat-o și au dus-o. Și dus a fost. Dacă iubești pe tată, pe mamă, mai mult decât pe Dumnezeu, atunci nu ești vrednic. Și cred că înțelegem lucrul acesta și nu trebuie să zăbovim. Spune în Coloseni 3:20 că copilul trebuie să asculte de părinte în toate lucrurile. Dar reglementează Apostolul Pavel aici, Efeseni 6:1, numai spune că în Domnul. În toate lucrurile, dar în Domnul. Cine sunt copiii care trebuie să asculte de părinți? Până la ce vârstă trebuie să asculte părinte? Da? Probabil ne gândim la copiii mici, trebuie să asculte, nu? Adolescenții mai trebuie să asculte. Păi zic, acum sunt adolescenți, la ce să mai asculte? Sau doar copilul care, chiar dacă a trecut de vârsta copilăriei, de vârsta adolescenței, dar încă e la taică-sul acasă, ce face? Trebuie să asculte. Dar ăla care a plecat de acasă. Acum, atât timp cât ai părinte, ești copil. Dar, cu toate că, să zic așa, puterea de autoritate scade odată cu vârsta, trebuie, în mod obligatoriu, să-ți cinstești părintele. Trebuie, în mod obligatoriu, să nu-l neglijezi. Trebuie, în mod obligatoriu, să nu-i uiți. E grav când părinții care au copii ajung la azil. Azilul nu este intenția lui Dumnezeu. Azilul e invenția noastră, a oamenilor fără Dumnezeu. Noi, ca și copii, trebuie să cinstim, trebuie să îngrijim, trebuie să nu uităm părinții noștri, atât timp cât ei trăiesc. Apoi, în al treilea rând, copiii trebuie să asculte de părinți, nu doar pentru că e natural, e firesc, nu doar pentru că Scriptura spune lucrul acesta, este legea revelată, dar și Evanghelia Domnului Iisus Hristos spune acest lucru. Trebuie să asculte pentru că e drept, pentru că e scris și pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat. Spune aici, în Domnul, adică în Domnul nostru Iisus Hristos. Ascultat din pricina propriei relații cu Domnul. Dacă ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, pentru că toate relațiile trebuie să se schimbe, absolut toate, atunci când cineva se pocăiește, când
există loc transformarea. Se schimbă toate relațiile. Și această relație cu Domnul te obligă, impune ca relația cu părintele să fie una corectă, una de supunere, de ascultare. Iar lucrul acesta nu trebuie să se facă de silă. Coloseni, revind, 3:20, Apostolul Pavel spune în toate lucrurile că lucrul acesta cui place? Place lui Dumnezeu. Place Domnului. Place Domnului, așa cum a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Luca 2:51 spune evanghelistul că a mers acolo în Nazaret și le era supus. 2:51. Acestea sunt datoriile copiilor. De fapt, nu știu cât de multe să fie greu de reținut. Una singură. Să-și asculte părinții. Să-i respecte. Să le fie supuși. În Domnul. Pentru că ei vin la adunare și e foarte bine că vin. Dar ei trebuie să aibă o relație cu Domnul, cu Domnul Iisus Hristos. Și această relație îi obligă la ascultare. Dar Dumnezeu și-a revelat voia și a spus că copiii trebuie să asculte de părinți. Asta scrie în Decalog. Asta e porunca lui Dumnezeu. Și apoi există și porunca și legea normală, naturală. Trebuie să-ți asculți părintele. Sunt argumente suficiente ca să înțelegi acest lucru. Toți copiii care sunt adunare și care nu sunt adunare, să le spuneți. Mergeți acasă, dumneavoastră, ca și părinți, și dacă până acum n-aș putea să le explicați de ce trebuie să asculte, acum, din cuvântul lui Dumnezeu, ați învățat să argumentați că nu e suficient să spui la copii, ascultă, de ce? Că așa vreau eu. Păi, dar tu de ce vrei așa? Păi, că așa vreau. Păi, dar cine ești să vrei așa? Trebuie să vii cu argumente logice, cu argumente normale, cu argumente bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Și să-i explici de ce. Pentru că spune în continuare despre datoria dumneatale ca și părinte. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Vedeți cum trebuie să ne comportăm ca și părinți față de copiii noștri. Un părinte trebuie să fie blând, trebuie să fie stăpân pe sine, trebuie să fie răbdător. Spune, nu întărâtați la mânie, nu provocați în copiii voștri resentimente care la un moment dat să izbucnească. Personalitatea unui copil este foarte delicată. De aceea trebuie lucrat cu multă, multă atenție. Foarte ușor un părinte poate să cadă în extrem. Când într-o extremă, când în alta. Să înțelegi copiii și să-i ajuți ca să își dezvolte potențialul. Nu trebuie să fii un părinte din acesta dominator. Copilul nu e doar copilul dumneatale. E și copilul dumneatale. Dumnezeu ți l-a încredințat pentru o vreme. Dar copilul e, de fapt, un om. Că e un om mai mic, dar e un om care are personalitate. Și în realitate este copilul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să facem ce vrem noi cu copiii noștri. Și eu aș dori ca copiii mei să se facă medici. Dar dacă nu are abilitate, degeaba doresc să facă doctor. Și el vrea să facă informatician. Fă-te informatician. Dacă Dumnezeu ți-a dat astfel de abilități. Trebuie să urmărim ca copiii noștri, în funcție de abilitățile cu care s-au născut, să își atingă potențialul și să facă ceea ce vrea Dumnezeu să facă, nu ceea ce vrem noi să facă. Și aici sunt multe lucruri de discutat, să nu întărâtați la mânie, ci creșteți-i, cum trebuie să-i creștem? În mustrarea și învățătura Domnului. Trebuie să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Sunt legate, nu trebuie să le separăm. Că dacă îi crești numai în mustrare și fără învățătură, nu realizezi mare lucru.
că îți pedepsești copilul și poate el nu știe de ce l-ai pedepsit. Dacă l-ai pedepsit, trebuie să-i explici de ce l-ai pedepsit. El trebuie să știe pentru ce primește pedeapsa. Îl pocne și gata, și ai plecat. Crește-l în mustrarea și nu trebuie să-l pocnești. Copilul trebuie pedepsit, trebuie corectat, trebuie disciplinat, dar nu pleznit. Că eu am văzut odată, l-a luat un părinte, l-a luat și nu știu ce a făcut. Dar a vrut să-i dea mână și copilul a fugit sărat. Dar i-a pus piedică, pac, a căzut copilul. Copilul era mic, nu? Ca și om mare, imediat, cu piedică, cade, s-a lovit la nas sărat. Nu așa trebuie disciplinat un copil. Sunt anumite metode de disciplinare și nu trebuie cruțate în iaua, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, cine cruță în iaua, de fapt, își urăște copilul, nici pe departe să-l iubească. Crezi că dacă îi lași să facă toate voile și toate pornirile, nu, o să crească un vagabond. O să crească vai de el. Nu vedeți copiii privilegiați ce ajung. Vai și vai de capul lor. Copiii care sunt privilegiați au de toate. Li se fac toate voile. Trebuie să știe de anumite limite care nu trebuie să le încalce. Trebuie să știe de anumite reguli. Regulile familie, regulile case. Nu? Păi eu vin la 12 acasă noaptea. Păi de ce? Că așa vrea el să se plimbe prin oraș cu tinerii din biserică. Bun, foarte bine. Dar dacă se stabilește o regulă în casă, regula casei este alta. Atunci te supui regulii casei. Și trebuie să știi de la început consecințele. Asta e foarte important. Să știe copilul de la început ce îl așteaptă. Aș vrea să închei. Deși, na, aici sunt multe de vorbit. Inima îmi dăghe și să vorbesc, dar să fac o raut. Să închei printr-un exemplu care l-a povestit fratele Titi de la Petroșani. În urmă cu mai mulți ani de zile au stabilit regula casei să nu vină copilul după ora 10 acasă. Și într-o seară, într-o duminică, unul din copiii lui a plecat cu tinerii din biserică și în loc să vină la 10, a venit, eu știu, la 12. Și acum ușa era încuiată. Și ce trebuia să facă? Să-i deschidă ușa, să intre în casă, ce să-i facă? Dar s-a dus și i-a spus, copile dragă, ai încălcat regula. Știai dinainte ce te așteaptă, îmi pare rău. I-a explicat, spunea că mi se rupea inima, cum să lăs noaptea afară? Vroia să-l bage în casă, dar în același timp se uita și la ceilalți copii, mai avea o grămadă. Dar dacă acum las lucrurile de izbeliște, nu mai te poți ține în frâu. A trebuit să fie tare și să-i spună. Tu ai hotărât să încalci regula, tu suporți consecințele. Tu suporți consecințele. Și toată noaptea asta lângă uși. Asta lângă uși toată noaptea. A trebuit să suporte consecințele. Noi ca și părinți, când vedem un copilul făcut, trebuie să suportăm noi consecințele. Vai, că de-aia vorbeam de copiii privilegiați. Că părinților au bani, au și fac tot felul de proștii și merg. Dau bani, dau, îi scapă din toate. Și îi scapă și de pușcărie, îi scapă și de aia și de altă. Și în loc să se facă mai bun, se fac mai răi. Dacă a făcut prostia să intre în pușcărie, lasă-l să intre în pușcărie. Să suporte consecințele faptelor lui. Îs faptele lui. Trebuie fiecare să ne suportăm consecințele faptelor noastre. Și copilul trebuie să înțeleagă și așa crește drept. În mustrarea și învățătura Domnului. Amin. În mustrarea și învățătura Domnului. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Acum există tendința asta, extrema asta. Până acum a fost extrema cealaltă. Fără învățătură, pac, aplicat mustrarea, aplicată disciplina. Acum se cade în alte extreme. Nici învățătură, nici disciplină, nimic. Acum se facă copilul ce vrea. Lăsat să facă ce vrea. Și se duce bisericile, se duc familiile, se duce societatea pe râpă. Cuvântul lui Dumnezeu ne conștientizează de responsabilitățile care le avem ca și părinte. Ai copii? Ești părinte. Pentru că ești părinte, ai anumite responsabilități față de copiii dumneata. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți ajute să-ți duci la îndeplinire aceste responsabilități. Iar copiilor, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea Dumnezeu putere ca cu bucurie
făcând lucrul acesta ca pentru Domnul, să ascultați de părinții voștri. Amin. Amin. Să ne ridicăm.